Bună ziua! Scopul acestei conferințe de presă este să transmitem prin intermediul dumneavoastră tuturor celor interesați, să transmitem oamenilor ceea ce am constatat în această săptămână de scanarea acestui sistem de protecție a persoanelor cu dezabilități și a persoanelor vârstnice la nivelul județului Buzău. Și încep această conferință de presă cu o afirmație pentru care îmi asum întreaga responsabilitate și aveți aici 3 din cei 4 coordonatori ai echipelor pe care le-am făcut în coordonarea instituției prefectului, domnul subprefect Cristea, colega din lui de la Corpul de Control, cadrul de la Deconcentrate, al patrulea coordonator a fost doamna Maria Daboruș, director de cancelarie, și fost prefect cu subprefect cu atribuții de prefect. Dânsa acum este în concediu, dar toate concluziile ei vi le pot transmite eu. Și încep, reiau fraza, încep cu o afirmație pentru care mi-asum întreaga responsabilitate. Scopul principal al acestei acțiuni a fost să constatăm, în primul rând, calitatea îngrijirii, din punct de vedere medical, al igienei, al hranei, de care au parte beneficiarii acestui sistem. Și afirm cu toată responsabilitatea. Nu am constatat în județul Buzău situații grave, situații limite, sau situații care și forțate să poată fi comparate cu imagini care au oripilat o țară întreagă, în ceea ce ați văzut și dumneavoastră că a declanșat aceste activități. Și vreau să mai fac o afirmație pentru care iarăși mi-asum întreaga responsabilitate. În această săptămână am constatat că reprezentanții AJPIS care ne-au însoțit cunoșteau fiecare colțișor al fiecărui așezământ. Așadar, din punctul meu de vedere, care este împărtășit de colegii cu care m-am întâlnit, și astăzi de la ora 10 am avut și întâlnire cu toți conducătorii instituțiilor care au participat la această acțiune, din punctul nostru de vedere, ceea ce am văzut că s-a întâmplat la voluntari, nu s-ar putea întâmpla în județul Buzău sau în alt județ, dacă AJPIS și-ar face treaba. Noi, la Buzău, am constatat că delegații, salariați de la AJPIS, inspectori de la AJPIS care ne-au însoțit, cunoșteau fiecare colțișor din fiecare așezământ. Așadar, convingerea noastră este că asemenea orori se pot întâmpla doar cu complicitatea sau din neglijența, mai ales a AJPIS. Așadar, statul român a creat instrumente, într-adevăr, care pot fi perfecționate, de a ține în echilibrul demnității umane acest sistem. Și vreau să mai fac o precizare așa de debut a conferinței de presă, ca abordare generală, ce se înțelege prin termenul de clandestin? Clandestin a fost considerat acel centru care funcționează fără a fi solicitat din partea de la instituțiile statului român vreo formă de autorizare sau reautorizare. Pentru că este o realitate din alte județe că au existat centre considerate clandestine în care calitatea îngrijirii de care aveau parte vârstnicii sau persoane cu dezabilități era ireproșabilă. Bun. Și acum să trecem la lucruri punctuale. Nu înainte de a spune că ceea ce s-a întâmplat și a originat toată țara este foarte grav. Dar și mai grav este dacă s-ar mai întâmpla. Mai ales după această scanare a întregului sistem. Noi sperăm că n-am lăsat lucruri în urmă,
Noi sperăm că nu au fost ascunse cu dibăcie anumite situații punctuale și vom reveni asupra câtorva puncte care necesită neapărat îndreptări. Și o să o iau pe comisii, pe echipe. Echipa numărul 1, unde coordonator a fost domnul subprefect Cristian. Și care, ca puncte vulnerabile, a lăsat ca măsuri intensificarea programului de dezinsecție la pulmoanele, iscinizarea centralelor la Vâlscov, și, bineînțeles, la căminele de la Haleș, unde au fost aplicate două amenzi de câte 10.000 de lei de către OPC, în condițiile în care, la tot restul activității, OPC-ul aplicase în total amenzi de 13.000 de lei. Așadar, la cele două, la două cămine de la Haleș s-au aplicat două contravenții de câte 10.000 de lei de către OPC, în condiții în care, în total, în tot județul, restul amenzilor erau de 13.000 de lei. Problemele fiind, în general, de depozitare a alimentelor. Și aici fac puțină introspecție. Bineînțeles că, cu ocazia acestei scanări a sistemului, au ieșit la iveală o groază de lacune legislativă. Și avem termen din partea domnului viceprim-ministru Cătălin Pedroiu, în 7 zile să transmitem pe linia prefecturilor către MEI, dar și fiecare instituție pe linie erarhică, propune de îmbunătățiri legislative. Și nu o să mă răbățez în afirmații, dar îmi vin ideile și le spun acum. Vă mai dau un exemplu. Pentru a afenta legea și prevederile legale, în unele județe, astfel de așezăminte și-au schimbat codul CAEN de pe care funcționează și-au trecut pe servicii turistice pentru a nu mai putea fi controlați de către instituțiile cu atribuții pe linie de inspecție și protecție socială. Astfel de lacune legislative trebuie neapărat eliminate. De asemenea, o altă abordare la limita legii este contractul de închiriere. Nu în Buzău, nu e cazul Buzău, dar în alte județe le-au făcut bătrânilor contracte de închiriere, ca și cum i-ar lua închirie la ei și le asigură și ceva hrană și grijină. Deci sunt lucruri pe care statul român încearcă să le aibă în vedere și modificări legislative care să completeze actualul dat. Bun. Asta a fost cu echipa 1, da? La echipa 2, al cărei coordonator a fost doamna Marieta Boruș. Principala, nu problemă, principalul punct unde e nevoie și avem semnale că așa va fi și s-au lăsat măsuri, este la CITO la Râmnicu Sărat. Este un centru extrem de complicat de administrat. Atât prin moștenirea de infrastructură, în sensul că are două pavilioane foarte mari. Este un centru mamut. Și la etajele 2 și 3 este nevoie de lucrări de zugrăvire și de refacerea instalațiilor funcționale, fie că sunt ele termice și electrice, sau să măsuri între 15 și 30 de zile. Avem certitudinea, avem confirmarea din ședința care a precedat această conferință de presă, că lucrările vor începe și în două săptămâni putem avea și primele rezultate reale. Mai sunt ceva probleme de servit masa la centrul de la Topliceni. Este un centru privat unde ar fi ceva înghesuială la servit masa. După cum observați, pe măsură ce vă prezint principalele observații, observațiile sunt de natură logistică, administrativă și, în general, de infrastructură. Este destul de dificil pe o infrastructură moștenită, cum e la Vindilăbrodă, cum e la Păgoane, cum e la CITO, cum e la centrul de urgență din cartierul Obor, să poți să faci adaptare încât
acea locație să corespundă în totalitate nevoilor actuale de curs. De asemenea, DGASPC este construit de lege și este într-un proces de transformare în baza unei viziuni europene transpuse în legislație din România pentru integrarea socială a persoanelor chiar și cu dizabilități din centre de îngrijire, trecerea în timp de la acest sistem cu internate mamut la sisteme modulare care să asigure o integrare socială. Bun. La centru, la echipa 3. Coordonator a fost Alina Guloi, Corpul de Control al Prevenției. Și aici voi începe prezentarea spunându-vă că am încercat să avem o abordare cât se poate de constructivă și concentrată, mai ales pe calitatea îngrijirii. Nu a fost foarte important dacă pătrunjelul are etichetă sau dacă mobul are graficul de trasabilitate afișat în coadă. Cel mai important, și am rugat în fiecare dimineață, să observe calitatea îngrijirii de care au parte beneficiari. Și am îndemnat la echilibru. Pentru că ce ar fi însemnat să închidem centrul de la Berca, de la Filantropia, doar pentru că oamenii zugrăvesc un pavilion. Oamenii zugrăvesc un pavilion. Pe perioada de o săptămână în care se zugrăvește acel pavilion, bineînțeles, ca și la noi acasă, că se creează o oarecare aglomerare, că sunt mutați câțiva beneficiari și în caz beneficiari. Sunt lucruri pe care suntem obligați, din toate motivele, să le privim în mod constructiv, dar în baza transparenței cu care am obișnuit, trebuie să vi le spun. Noi ne-am străduit să nu lăsăm nimic în urmă cu ocazia acestei scanări a sistemului județul Buzău și de aceea, pe măsură ce avem constatări, vreau să vi le transmitem cu transparență. Pentru că oamenii au dreptul să știe și cea mai bună datate care oamenii să știe este presă. Bun. La centrul de zi și de noapte din Buzău, cel de pe Vere, da? Se vor face lucrări de reabilitare a toaletelor, a spațiilor de la voi. Și ajungem la ceea ce vă interesează, cred dumneavoastră am semnale că vă interesează foarte mult, despre ce se întâmplă la Poșta Cluj. La Poșta Cluj a fost un hanepun sub formă de închiriere. Deci SRL-ul care prestează servicii de îngrijire persoane vârstnice și cu dezabilități, a închiriat clădirea de la proprietarul fostului hanepun. Are acolo 20 de persoane în îngrijire, se numește Centrul de Seniori Sfântul Dimitrie Poșta Cluj. Este singurul centru care ne-a ridicat întrebarea dacă este în situație de clandestinitate sau nu. Și de-aia am făcut precizările încă de la centru. Acest SRL are acreditare de instituție socială. Să fiu sigur că nu greșesc. Are atestat de întreprindere socială de la AGOFM. Ce înseamnă întreprindere socială? Sunt câteva criterii ca să primești un atestat de întreprindere socială. Sunt 89 de astfel de atestate eliberate în județul Buzău. În baza acestei atestate de la AGOFM, aceste entități aveau ocazia să acceseze diverse linii de finanțare europeană. Propunându-și, bineînțeles, să creeze și locuri de muncă, dar, bineînțeles, și obligându-se să funcționeze conform tuturor legilor statului român. În momentul în care echipele au început să ajungă la acest centru, au încercat să folosească ca alib faptul că au acest atestat de la AGFM și că au considerat că asta este tot ce le trebuie de la statul român. Dar ISU a fost acolo în mai și a lăsat măsuri. AGPIS a fost acolo pe 25 mai în verificare și a revenit pe 30 de mai. Oamenii au primit acreditare de la Ministerul Muncii
și vor fi în curs de obținere a licenței provizorii de funcționare. De asemenea, în 2022 au fost autorizați de către DSP. Numai că, cu ocazia acestui, acestor verificări, s-a constatat că au schimbat din funcționalitatea anumitor spații și va trebui să intre într-o etapă de reautorizare. Nu sunt probleme la Poșta Cluj-Napoca de calitate a îngrijirii pe care beneficiază vâznicii sunt acolo. Vâznicii. Dar este principalul obiectiv pe care vom sta cu ochii în următoarea lună. Pentru că vrem foarte mult să vedem dacă reușesc, mai ales pe partea de ISU, să-și ducă la la îndeplinire măsurile ce le-au fost lăsate. Și vreau să vă spun că, așa cum OPC-ul a dat mare parte din contravenții la Aleș, tot așa ITM și ISU au dat mare parte din contravenții la Poșta Cluj-Napoca. Și vă spun că dintr-un total de 65.000 de lei, valoarea contravențiilor aplicată de ISU în tot județul Buzău cu ocazia acestor activități, 57.500 de lei au fost contravenții, este valoarea contravenției pentru locația de la Poșta Cluj-Napoca. De asemenea, ITM a aplicat la Poșta Cluj-Napoca două din cele 4 contravenții pe care le-a aplicat pe parcursul acestei acțiuni de verificare. Este o locație pe care vom sta cu ochii în continuare, pe perioadă scurtă, medie și lungă. Dar nu este o locație pe care să o evaluăm de închis la acest moment și aceasta a fost părerea tuturor colegilor și conducătorilor de instituții cu care ne-am sfătuit. Echipa 4, a trei coordonatori, a fost colega Rolica Budacu, și care a avut ca specific, în general, verificarea acelor moduri, acelor apartamente, căsuțe în care funcționează mare parte din noua viziune a DGASPC-ului, chiar dacă mai sunt probleme de dezinsecție sau de curățenie punctuale sau de schimbare de mobilier, nu au fost constatate probleme de calitate a îngrijirii copiilor sau vârstnici. În perioada următoare vom transmite multe propuneri de modificare a legislației și vă dau un singur exemplu. De exemplu, atunci când primesc puncte la licențiere, locațiile primesc punctaj suplimentar dacă au gospodărie proprie. La Aldeia au 3 văcuțe. La Pârscov au o seră. Deci, deși statul românii încurajează să dezvolte astfel de gospodării proprii, care pot servi chiar și ca integrare ocupațională a rezidenților din aceste centre, tot statul român vine cu OPC-ul și cu DSP-ul și îi spune că acolo, în gospodăria proprie, trebuie să îndeplinească niște criterii pe care, în mod obiectiv, ei nu pot să le îndeplinească. Dacă stau, dacă îi cer ca în propria gospodărie cu 3 vaci să aibă aceleași condiții ca la ferma de vaci, nu o să le poată îndeplini niciodată. Și aș vrea să mai fac o remarcă. În centrele care funcționează cu finanțarea de la statul român, la cele de care adăpostesc persoane vârstnice, mă refer, o plată pe care trebuie să o facă persoana vârstnică este de 1375 de lei. Comparativ, în centrele private, sumele încep cam de la 3000 de lei. Deci, aceasta este contribuția pe care statul român, prin această formă de administrare, o poate aduce în beneficiul persoanelor aflate în nevoie. Cam astea sunt liniile principale pe care eu am insistat să le transmit.
Domnul Peter? Ce de la ce? Ok. Aștept întrebări de la dumneavoastră și ideea mea e de aici cât am putut de documentat. Sperăm să vă putem răspunde tuturor întrebărilor. Să răspundeți exact câte controle au fost făcute, sancțiuni, fiecare instituție în parte ce a fost făcut. 1393 de persoane rezidente în aceste centre. Total persoane relocate 0. Număr de sancțiuni dispuse 121, cu valoare de 148,7.000 lei. Și aici am două precizări. Obiectivul nu a fost să dăm amenzi sau contravenții, cum se numesc ele. Obiectivul principal, repet, a fost să scanăm calitatea îngrijirii beneficiarilor și să avem o abordare echilibrată și constructivă. În același timp, să nu acoperim și să nu lăsăm lucruri în urmă. Cel puțin, în mod conștient, să nu lăsăm lucruri. Am insistat în fiecare dimineață pe treaba. Total, am zis asta, deci să nu rămâneți și pentru asta a fost obiectiv, da? Bun. Total, pe salariația Institutului Statului Angrenat, 172 de persoane în aceste 5 zile de luni. Au fost date și sancțiuni. Care au fost, în principiu, cele mai mari abateri, cele mai mari probleme întâlnite în centrele astea? De exemplu, aș fi cumva să 57.000 de lei amendă de la ISU la Poșta Fălnău. Ce nu făceau oamenii aia de a primi așa mare amendă? La fel și la Haleș. Probleme de depozitare, adică în ce condiții erau depozitate alimentele astfel încât s-au dat sancțiuni mai mari decât în tot restul județului. Ok. Problema la Poșta Fălnău este că ei funcționează acolo, pentru cele 20 de persoane îngrijite, funcționează pe structura fostului Han Negru. La etaj, direcțiile de evacuare sunt deficitare, iar cei ce administrează aceste locații au momentan sau au avut reținere în a implementa măsurile pe care ISU le-a dispus în primăvară. De ce au reținerea asta? Pentru că ei sunt în chirie și cumva și la început de lume. Probabil că au niște resursa financiară și probabil că au și constatat că acea locație nu corespunde total funcționalității de care au nevoie. Din informațiile mele și-au identificat un teren, în Poșta Fălnău, pe care vor să-și ridice o structură care să corespundă funcționalităților. Peste amână fiind aici, că oamenii au gânduri pe termen lung pentru această activitate. La Haleș, OPC-ul mi-a explicat, și colegii lor mi-au explicat, că și aici e nevoie, poate și de o intervenție legislativă. Că OPC-ul controlează și este obligat să controleze după proceduri și condiționări de magazin, de restaurant, fără să țină cont că poate rigorile într-o bucătărie în regie proprie ar trebui să fie ceva mai relaxat, ca să spun. Deci, strict, pragmatic, că reglementele de la OPC sunt probleme. Și la Poșta Fălnău mai e o problemă. Rețeaua publică de apă nu livrează apă potabilă. Tot Poșta Fălnău. Aici au documentat. Au sus la alternativă de apă, sigur, la bidoane sau nu știu cum vrei. Dar la Poșta Fălnău nu e apă. Domnul subprefect nu poate detalia care au fost problemele de depozitare a alimentelor în general la Deci, OPC-ul lăsase măsură în aprilie a acestui an pentru a se pune niște chetele în spatele spațiile de depozitare. Nu aveau chetele și oarecum temperatura optimă pentru unde erau în depozitate alimentele nu se menținea, deoarece aceste chetele lipseau. Măsura a lăsat în martie, așadar, nu se de implementată și am insistat o problemă, fiind chiar la fața lucrului, anumite materiale de igienă, de curățenie, erau depozitate în același loc cu
documentele sigilate, am avut un server, baterii și tot felul de astfel de chestii, dar din punct de vedere al OPC-ului, era și sancționat astăzi. Cam atât. În rest, pe linie de X-ul a fost un avertisment. Și cam atât. Astăzi, toate întrebările așa de, de explicit am fost? Bun. În speranța că ați simțit de la noi o comunicare transparentă și o radiografie a ceea ce am constatat săptămâna trecută în județul Buzău, revin la concluzia cu care am început această conferință de presă. Am urmărit în principal, respectarea demnității umane prin respectarea calității îngrijirii beneficiarilor în aceste servicii. Am înțeles dificultatea administrării unor astfel de centre și mai ales centrele care îngrijesc copii cu dizabilități. Și vă spun că m-am avut nevoie de vreo 2-3 zile să mă reechilibrez după ce am fost la Cubanele și la Stăpul. A fost și colegii mei după ce au fost la CITO. Și azi afirm cu toată responsabilitatea că ceea ce ați văzut la Buzău, ceea ce ați văzut la televizor, la voluntari, este exclus să se fie întâmplat sau să se întâmple astăzi la Buzău. Sper, și ne-am străduit să nu lăsăm nimic în urmă, sper că nu ne-au fost ascunse lucruri, dar ceea ce am văzut un sistem care poate fi îmbunătățit, care are nevoie de investiții în mod continuu, dar ca despre care nu se poate spune sub nicio formă că poate adăposti ceea ce am văzut la televizor în cazurile care au urmilat toată țara. Mai întrebare. Spuneați că aveți 7 zile să trimiteți propuneri de, pentru îmbunătățirea acestui sistem. Sunt convinsă că aveți cel puțin o concluzie formată. Care ar fi o primă propunere pe care o trimiteți de la muzeu? În primul rând, acest angrenaj de control continuu și inopinat prin implicarea civică. Mi-aș dori ca oricând, ONG-uri care luptă pentru apărarea drepturilor omului. Cum a fost și acest organism care a declanșat totul la voluntari? Printr-o acreditare, printr-o licențiere de la nivelul Ministerului Muncii, să poată intra oricând în orice centru. Dacă ajung joi la 10:45 oameni acolo să intre, să fie lăsat să intre. Statul român să creeze pârghile ca societatea civilă să poată avea acces oricând la ce se întâmplă acolo, bineînțeles cu respectarea demnității beneficiarului. Dar o armată de asta civică care să vegheze în permanență și administratorii acestor centre, indiferent că sunt private sau de stat, să știe că oricând poate să vină cineva și să vadă ce fac ei acolo, cred că ar aduce foarte multe plusuri. Pentru că am constatat și noi. S-au schimbat ingineri și se știa că vine controlul. S-au mai zugrăvit. S-au mai îmbăiat. S-au mai schimbat tricourile. Ne-am văzut și noi că jumătate aveau tricourile luate cu o zi înainte sau în dimineața aia. Sunt lucruri de care îți dai seama. Dar totuși ne-am bucurat că această acțiune de verificare a adus și niște plusuri evidente. Așadar, principala propunere pe care eu aș face ar fi ca din punct de vedere al acțiunii civice să poate exista un control permanent și o verificare permanentă a ceea ce se întâmplă dincolo de porțile acestor așezături. Și în urma acestui scanner, cum ați numit-o dumneavoastră, ați și din discuțiile pe care le-ați purtat cu oamenii de acolo, sunt suficiente locuri în județul Buzău pentru această categorie socială? Ororile care au apărut pe fondul nevoii de astfel de locuri.
Pentru că și pe partea de dizabilități și pe partea de îngrijire persoane vârstnice și uneori vârstnici au și dizabilități sau de foarte multe ori vârstnici au și dizabilități, constatăm un grad de ocupare care doar întâmplător nu e 100%. Deci noi acum, din ce am văzut, erau două locuri libere la ZMEI, săptămâna trecută, cred că s-au și ocupat, și 5 locuri libere la ventilator. Atunci când, ca și în economie, cererea este mai mare decât oferta, apar astfel de dezechilibri. Este nevoie de mai multe locuri, sunt absolut convins de asta. Nu știu dacă neapărat finanțat de statul român și a văzut că acolo unde este implicat statul român, construiește la jumătate, prin contribuția în Buzău a Consiliului Județean sau a primăriilor, pentru că se compensează acele pierderi, bineînțeles, prin finanțarea de la CJ, și a văzut că de câte ori toamna, a văzut de câte ori toamna dinspre CJ vine semnalul unde trebuie rectificare pentru DGASFC. Deci nu sunt suficiente spațiile, ar fi nevoie de o dezvoltare continuă pe aceste spații și atât pe partea de dizabilități, cât și pe partea de